Să citim cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Când se apropia de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi ucenici, pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat Nimeni, niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegați, se spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce ce fusese retrimis s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzusere. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă ardă sucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga, amin. Să ocupăm locurile. Mă așteptam dacă fratele Thomas să o predică mai lungă. Probabil că am învățat în călătorile astea prin America, și vreau să-i mulțumesc pentru cuvintele care ni le-a adresat și faptul că am părtășit cu noi nevoia Bisericii Lui. Este, de fapt, nevoia noastră a tuturora. Facem parte din aceași Biserică glorioasă a Domnului. Deși suntem o biserică mică, întotdeauna suntem deschiși să ajutăm pe toți acei aflați în nevoie. Domnul să poartă grijă de toate nevoile voastre și să vă dea izbândă. Să umpleți biserica aceasta și să mai aveți nevoie de încă câteva biserici în, în Mangalia. Domnul să fie cu tine în călătoria spre casă, înțeles că mâine te întorci spre România și Domnul să te păzească și să te folosească acolo în continuare în progresul lucrării Lui. Sărbătoarea aceasta este foarte apreciată de creștini, mai ales noi cei din estul Europei ținem enorm de mult la sărbătoarea aceasta. Și în general creștinii preznuiesc intrarea triunfală a Mântuitorului. Nu știu dacă n-ar trebui să revedem mai bine titlul ăsta care îl dăm noi, pentru că toată săptămâna care urmează, toate cele care urmează de acum până uh, vineri, când Domnul va fi arestat, judecat și condamnat la moarte, uh, crucificat, uh, toate evenimentele contrazic acest titlu foarte pompos pe care noi îl dăm. De fapt, acesta va fi și subiectul predicii mele de după masă. Pentru că. Nu știu dacă e bine să folosim titlul ăsta așa de mare, Intrarea Triunfală. Intrarea Triunfală, probabil, în Marea Săptămână a Patimilor. Intrarea în perioada jerfei mielului de Paști, a Mântuitorului, care a venit din ceruri. Pentru că aceiași oameni care strigă o Osana acum, salvează-ne, îl vor condamna la moarte peste câteva zile. Este aproape de neconceput cum se poate transforma un asemenea entuziasm într-o ură atât de furibundă. Anticipez o idee pe care vom discuta o după masă, una dintre definițiile conducerii, de fapt, asta este predica după masă, vă rog. O păstrăm pentru după masă. Una dintre definițiile foarte bune ale conducerii este aceasta. Conducerea este arta de a dezamăgi pe oameni într-un ritm sau într-o rată în care ei pot să absorbe dezamăgirea aceea. Arta de a dezamăgi pe oameni Într-o rată în care ei pot să absorbe dezamăgirea aceea. Pentru că toți oamenii așteaptă de la liderii lor lucruri nerealiste. Așteaptă să facă minuni. Și ăștia niciodată nu fac minuni. ăștia întotdeauna ne dezamăgesc. Dar un lider bun reușește să dezamăgească pe oameni într-un ritm în care ei pot să absorbe dezamăgirea aceea. E bine, Domnul Isus Hristos n-a urmat această regulă, ci săptămâna aceasta, mai mult ca oricând a violentat relația lui cu Israelul, până acolo încât ăștia n-au mai putut a -i de cu it anymore. Au I-a violentat prin ideile lui, prin acțiunile sale, prin intervenția la templu pe care a făcut-o prin cuvintele care le-a rostit, a reușit în patru zile, dacă vreți, să întoarcă o mulțime întreagă de entuziaști care au strigat Osana, fiul lui David, pace în cer și slavă lui Dumnezeu, să transforme aceeași mulțime într-o mulțime care să strige la moarte cu el, răstignește-l, răstignește-l. Pentru că el a venit pentru asta ca să fie răstignit. După masă vom avea mai multe idei în legătură cu asta și veți vedea ce extraordinar a lucrat Dumnezeu prin Domnul Isus în zilele acelea, pregătind jerfa Paștelui, a ultimului Paște, de fapt, atunci s-a încheiat Paștele pentru totdeauna, pentru că mielul lui Dumnezeu a fost ultimul miel de Paști care a încheiat uh, vechiul așezământ. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, știți foarte bine pasajul când a murit Lazar, spune Sfânta Scriptură că Domnul, auzind că prietenul lui a murit, a mai zăbovit două zile în locul acela. După care a spus ucenicilor, haide să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum, de curând, căutau iudeii să te ucide cu pietre. Și te întorci în Iudeea, te întorci înapoi acolo la ăia care vor să te omoare? Mă rog, discuția domnului cu ucenicii progresează și la un moment dat, domnul spune, Lazăr a murit. Haide să mergem la el. Atunci, Thomas, zis, Jamănul, versetul 16 din capitolul 11 Ioan, spune așa, a zis celorlal ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Observați, el e cu E mare, pentru că Thomas spunea, dacă ăsta vrea să moară, la Ierusalim, mergem și noi să murim împreună cu el. Mergem și noi să murim împreună cu el. Nu este deloc compasiune pentru bietul Lazar că a murit, hai să murim și noi cu Lazar. Ei știau că Lazar a murit, e mort, s-a terminat. Dar ei un îngrijorați că Isus se duce la Ierusalim, se duce în Iudea se duce la criminale, ea care au vrut să-l înainte cu pietre. Și acum Toma zicea, dacă el vrea să moară, ne ducem să morim și noi. Ce are loc această intrare în Ierusalim a Mântuitorului? Și totul începe cu porunca aceasta ciudată pe care le-o dă ucenicilor, mergeți, în satul în care intrați, veți găsi un măgăruș legat, și duceți-l mie, duceți-l duceți în coace. Ucenicii s-au dus și au găsit exact cum a fost Mântuitorul, exact cum a zis el. Ucenicii au găsit măgărușul, l-au luat, l-au dus la Mântuitorul. Ce este foarte interesant este că măgărușul acesta era... Un măgăruș neîncălecat de nimeni, niciodată nu l-a călărit nimeni. Am putea considera că este o mare minune că la prima încercare măgărușul ascultă de Domnul și îl, îl duce, pentru că de obicei nu se întâmplă un asemenea lucru. Când încercai prima dată să călărești un măgăruș, cred că aveai probleme foarte serioase și tu și el. Ține minte, eram la Petra, în a doua vizită care am făcut-o la, la Ierusalim. Eram așa de obosiți, ultima zi după 11 zile de umblat prin, prin Israel, acum eram în Iordania, la Petra, și trebuia să mergem după ce am văzut orașul, înapoi, urcând o cărare de munte grea și am hotărât că nu, mai poate, nu se mai poate, eram la capătul puterilor și am hotărât să o salvez pe doamna mea, i-am închiriat un măgăruș. Am dus-o la măgăruș și patru bărbați n-am reușit să o punem pe măgăruș. s-a <laughs> înțepenit așa de tare când a văzut animalul ăsta, că n-am putut să o punem. Am renunțat, am stricat contractul. Uh. Dar să fi fost un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni. Vă dați seama ce circ ar fi urmat în, 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 situația aceea. Să știți că în legea lui Dumnezeu, atunci când se năștea un copil în familie, primul copil din familie era al Domnului. Știți asta? Era închinat lui Dumnezeu. Trebuia să-l răscumpere. Trebuia să răscumpere și pe primul născut a măgăriței. A oilor, a vacii, mă rog, primul născut era al Domnului. Și fraza asta pe care o spune, o spun ucenicii, pe care Domnul i-a învățat cum să zică, spuneți că Domnul are nevoie de el. Practic, stăpânul afla că Dumnezeu, care era proprietarul măgarului, nu, era, a, fost, a fost prin naștere a lui Dumnezeu, nu? Primul născut. Um, omul a auzit porunca să-l dea înapoi Domnului. Cine știe evreu cum a fi fost, el nu l-a fi răscumpărat. Nu? Suficient. Nu a fi dat suficient de mulți bani pe el, că trebuia să-l răscumperi. Să dai bani pentru el la templu, ca să poți să-l folosești tu. Nu știm istoria dacă ăsta l-a răscumpărat sau nu, dar cert este că Domnul pretinde animalul care aparține lui. Și omul acela află că Domnul are trebuințe de măgăruș. Și nu are niciun comentariu, pentru că era al Domnului. Măgărușul era al Domnului, era închinat lui Dumnezeu. Acum nu eu vreau să ofensez pe nimeni, dar vreau să vă spun că până și fiecare dintre noi ar trebui să trecem prin fazele acestea ca să putem fi creștin bun și urmaș Domnul Domnului Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să fim răscumpărați. Trebuie să fim răscumpărați. Sângele mielului a curs ca un sânge răscumpărător pentru noi. Am fost răscumpărați. La al doilea rând, am fost eliberați. Nu? Măgărușul ăsta a fost eliberat, a fost dezlegat. Dezlegați-l și aduceți-l. Ne-au ne legat multe lucruri, nu-i așa? Domnul ne-a răscumpărat, act istoric, cu 2000 de ani în urmă, la cruce, dar a fost o zi când El ne-a eliberat, ne-a dezlegat lanțul nostru de jale, de păcate, de robie, de cine știe ce alte lucruri, ne-a dezlegat, ne-a făcut liberi. Și știți de ce ne eliberează? Ca să ne folosească. Ca să ne folosească, să ne conducă, să ne călăuzească Așa cum măgărușul acela a fost răscumpărat, eliberat și acum este călărit de Domnul. Să duce unde vrea Domnul, nu unde mai vrea El. Încă o dată, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar ăsta este destinul nostru, asta este chemarea noastră, să fim răscumpărați, eliberați și conduși de Domnul, călăuziți de Domnul. Ăia sunt copiii lui Dumnezeu care sunt cum? Călăuziți de Duhului Duhul Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Domnul ne călăuzește. Nu este suficient să fim numai eliberați, dacă nu suntem și conduși de Domnul. Sunt mulți creștini care se opresc aici, la actul eliberării, mântuirea Domnului, ne-a dat-o gratis și o lăudăm și o binecuvântăm pe Domnul pentru ea. Dar nu ne lăsăm călăuziți de Domnul, nu ne lăsăm conduși de Domnul, facem tot ce vrem noi rămânem tot cu încăpățânarea unui măgar sălbatic, ne ducem tot pe cărările noastre. Unul dintre prietenii mei din Portland pusese pe Facebook-ul lui nu de mult un filmuleț făcut la începutul cinematografiei, foarte simpatic, un trenuleț, un tren în ăsta care merge pe drum, pe șinele lui, pe aici prin America, primele linii ferate, oameni de pe, pe unde trecea prin comune aruncau cu pietre după mecanic, mecanicul arunca cu lemne din locomotivă după ei, ăștia adunau lemnele și aveau lemne de foc, trenul merge mai departe, dă peste un bolovan mare, loc... să duc băieții și mută șinele și locolesc, dă peste un măgar care paște în exact pe șine. Și să dau jos din locomotivă și lămuresc pe măgar să se dea la o parte nici vorbe, nici o pomeneală. Atunci iau câte un picior, mută șinele mai deoparte și trenul locuiește pe măgar. Vă sunt filmulețul ăsta foarte simpatic, i-am scris înapoi lui George, i-am zis, George, ăsta este destinul meu de păstor din America. Filmul ăsta descrie perfect exact, nu? Unia dat cu pietre după mine, eu am dat cu lemne și n-am mai mers locomotiva bine. Așa. Să nu mai vorbesc că în final am avut de a face și cu măgarii care stăteau în cale exact. Și a trebuit să ocolim uh, obstacolul. Dar destinul unui creștin ăsta este răscumpărat, eliberat și condus de Mântuitorul. Nu se poate altfel. Întâmplarea aceasta cu trimiterea ucenicilor ne pune în lumină și modul de a fi un ucenic bun. Cum trebuie să fie un ucenic bun a Domnului? Acum noi predicăm foarte des despre ucenici care fac gafe, care vorbesc când nu trebuie, care se bagă unde nu trebuie, mai ceartă Domnul, vor să fie mari și săracii erau prea mici. Și știm foarte multe lucruri din astea negative despre ei, dar să știți că au și nimerit-o bine câteodată. Și de data asta au nimerit-o foarte bine. În primul rând, au urechi de auzit. Nu? Un ucenic bun al Domnului trebuie să aibă urechi de auzit. Noi avem toți urechi, dar auzim numai ce vrem, nu? auzim ce ne place, și apoi vorba acelui, avem două, ca pe una intră și pe aia la alta iese. <laughs> și nu ține minte nimica. Nu? Ucenicii ascultă ce spune Domnul. Okay? Ascultă ce spune Domnul. Aud ce spune Mântuitorul. Ascultă poruncile. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi un măgăruș, legați-l, aduceți-mi-l și ei ascultă întru totul. Aud avem noi oare urechi de auzi sau nu? Ei, dacă nu ne place mesajul, ne mutăm la altă biserică unde predică cum ne place nouă. Așa e? Avem unde alege acum. Că noi avem, înainte era ca în Apocalipsa, avem șapte biserici, dar acum cred că avem 8, 9, nu, nu, știu, ne mulțim puternic de tot. O să ajunge pe cei din Londra, care au 31. Și oricât de câte ori nu ne place mesajul, plecăm unde este ceva care ne place. nu așa? Alegem din Cuvântul lui Dumnezeu uh, numai lucrurile care ne plac, numai versetele care ne fac promisiuni și ne sunt despre cuvântări. Când avem de făcut ceva, când avem de dat ceva, când avem de sacrificat, când avem de mers undeva, atunci este o altă problemă. Nu auzim până la capăt, auzim trunchiat. Un ocenic trebuie să aibă urechi bune de auzit. Nu întâmplător, mântuitorul spunea, cine are urechi de auzit, să Nu? Că nu toată lumea are urechi de auzit. Nu? Eu când eram mic aveam urechi de tras de ele. Trăgeau tata de ele, trăgeau dascării de ele. Nu? Apoi un ucenic trebuie să aibă picioare de mers cu ele. Dute, mergeți, duceți-vă, duceți-vă până în satul dinaintea voastră. Și când e vorba de mers, unde ne trimite Domnul, aveam așa multe comentarii, așa multe explicații. Dute și lucrează în via mea. Mă duc, Doamne, sigur că da. Prima dată trebuie să mergem la via noastră, nu, pe urmă, via dolorosa. Și nu ne ducem în via Domnului. Unii zic nu mă duc. Și pe urmă zic mă, îmi pare rău. Și se duce. Un, un ucenic bun se duce acolo unde îl trimite Domnul. Are picioare de mers. Cred că și muștele vin la biserică la sărbătorie e una foarte nepocăită aici și cred că și musafirul nostru a avut parte de ea. Uh, numai în Australia mai dat peste niște muște extrem de obraznice, așa ceva n-am întâlnit în viața mea. De fapt, se zice că salutul național în, în Australia este asta. Să <laughs> dă după muște. Uh, îți intră în urechi, uh, în nas, în gură, să te ferească Domnul când predici, să predici cu gura deschisă. <coughs> Picioare de mers. Până unde, Doamne? Oh, dacă ar fi vorba numai de satul ăsta din față, mai ok. Până în vecini, cartierul ăla la alt. Nu? Până la marginile pământului, Recent, acum, un musulman, un iman, din ăsta foarte faimos a protestat împotriva unui film care au făcut americanii, că filmul ăsta descria că Pământul e rotund. Nu e adevărat, domne că în Coranul lui spunea că e drept. <laughs> nu, e teribil. E teribil. E teribil. Între realitate și Coran, Coran avea dreptate, domnule. Pământul era plat. Mergeți până la marginea pământului, du-te, ascultă, pentru că următorul lucru care trebuie să-l aibă un ucenic este voință de a asculta, voință de a împlini ceea ce spune Mântuitorul. S-au dus ucenicii exact și au împlinit tot ce a spus Domnul. N-au venit cu ideile lor. N-au zis, mai ce-ar fi să ducem un cal? Nu? Că e mai la modă un cal decât un măgar, nu? Cum o să arătăm noi cu un măgar ăsta când intrăm în Ierusalim, nu? Măcar un cal. Um, un pastor român foarte simpatic, e la Domnul acum, citea despre că a adus pe măgăruși la Domnul și pe maica sa. De fapt, unul din evangeliști asta spune și uh, el așa a citit în Scriptură și omul și-a imaginat nu, cum uh, s-au întâmplat lucrurile. Și spunea, au pus o doscă pe ei, spunea, a, aș, stătea așa înclinată, că măgărușa era mai mic și mai că mai mare, nu? Și Domnul l a pus pe doscă în mijloc. <laughs> wow! Uh, dar când vii cu inovații, nu? Asculți de Domnul, dar pe urmă trebuie să îl ajuți un pic uh, pe Domnul, nu? În treburile astea, uh, nu, nu împlinim exact, ave, venim cu ideile noastre, nu? venim cu îmbunătățiri. Un ucenic ascultă în tocmai, exact așa cum a spus Domnul, voința de a asculta în tocmai cum a spus Domnul. Apoi, un al patrulea lucru care marchează un ucenic adevărat este că este gata să împărtășească cu ceilalți din proprietățile lui. Și au pus hainele pe măgăruș. S-au dezbrăcat și nu avea șauă, nu? Și au pus hainele lor pe măgăruș și le-au pus pe Domnul deasupra. Un ucenic este gata întotdeauna să renunțe la ceea ce are el pentru binele celorlalți. De ce este important că biserica ne asigură fiecare dintre noi harul acesta de a fi părtaș, de a dărui pentru lucrarea lui Dumnezeu? Să dea alții, să dea la scău care mai multe costume. Nu? să dea celălalt. De ce eu una singură am și eu, o manta, nu, nu poate călării pe măgar și fără mantaua mea. Întotdeauna ne comparăm cu alții, întotdeauna așteptăm să facă alții câte ceva, nu? să se ducă ăia să lucreze, că mai liberi. ăla ai pensionar, ăla să facă ceilalți. Un ucenic adevărat împărtășește din ceea ce are cu, cu Domnul și cu lucrarea lui Dumnezeu. Și în final, un, un ucenic adevărat are gură să proclame, să laude pe Domnul, să-l binecuvânteze pe Domnul. Știți că primii care au strigat Osana, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, au fost ucenicii. Știți că ucenicii au deranjat pe simandicoșii de farisei, nu? Farisei din Roda au zis lui Iisus, vățătorile, ce ucenicii? Pune-i să mai tacă, prea mare larmă fac ăștia. Ce înseamnă entuziasmul ăsta a ucenicilor? Primii care laudă pe Hristos sunt ucenicii. Primii care se duc să proclame împărăția lui Dumnezeu și pe împăratul care vine sunt un ucenic adevărat al Domnului. Ce facem? Avem gură de mărturisit sau de groaza fariseilor, nu zicem nimic. Zicem din gură, o să ne certe ăștia. Nu? O să-i supărăm. Avem un singur musulman în clasă, tăcem, nu vorbim de Hristos, să nu-l supărăm pe ăsta. Okay? E adevărat, noi suntem toți creștini, dar tăcem din gură, să se simtă asta bine în tăcerea noastră, să se odihnească în tăcerea noastră. Asta face America întreagă acum. Se cheamă political correctness, corectitudine politică. Aia nu vrem să supărăm pe Osama bin Laden, nu vrem să-l supărăm pe ăsta a Siriei, nu vrem să supărăm acum Iranul, nu vrem să supărăm religia păcii, nu? care ne taie gâturile numele lui Allah. Ce fel de religie aia, doamnele, care își îmbracă adepții în bombe și trimite să se arunce în aer în mijlocul altor oameni. Ce fel de religie aia? Ce respect trebuie să-i plătești un asemenea religii cu tăcerea? Ascultați-mă bine, farisei ăștia o să se supere anyway, doesn't matter what. Ăștia sunt supărați, gata. Sunt născuți supărați. Ăștia sunt nervoși, așa sunt ei, nervoși, supărați pe orice laudă să aduce lui Dumnezeu. N-ați întâlnit din ăștia? În fiecare duminică puteți să întâlniți. Când se termină biserica, i auzit, bă, dacă nu era la îmbrăcat așa, dacă nu zicea că este dacă ăștia, indiferent ce faci, nu e bine cu ei ceva. Nu e în regulă. Ăștia bămbănesc tot timpul. Și de, de, de frica lor, de frică lui să nu zică ceva, noi să am ajuns robi. Nu mai nu știm cum să, cum să, ne purtăm. Eram în Bihor și în România, înainte de a veni în America, că, cred că prin 82 sau 3, așa, frații de la filială au sunat la pastorul bisericii și zice, domnule, frate, nu poți să trimiți un diacon, un păstor ceva la o biserică să le dea cina Domnului. Acum, că nu avem pe nimeni, ăla, păstorul pleca nu știu unde și trebuie să se ducă cineva. Și primul, cel mai aproape de păstor, era generisul, adică eu. Și m-au trimis, m a trimis acum filiala să dau cina Domnului la o biserică din județ. Am intrat în biserică și dintr-o dată s-au uitat foarte urât la mine câțiva, doi frați au venit la mine, m-au rugat să ies afară și mi-au spus, frate, dacă nu-ți dai cravata aia jos de la gât, nu o luăm la domnului de la dumneavoastră. Po, simplu, l un băgat-o în buzunar, nu am nicio problemă. Dar ne zice, știi ceva? Voi n-aveți voie să luați cina domnului astăzi. Dar de ce? Pentru că sunteți plini de fiere amară și de răutate. Sunteți niște farisei, ok? Nu le-am dat Domnului, am pus pe bancă, erau din Comitetul Bisericii. Nici cum nu-i bine cu ăștia. Ai cravată sau nu ai cravată? Dacă nu ai cravată, faci pe smeritul. Dacă ai cravată, ești mândru. Oricum e rău cu ăștia. Nu încercați să-i mulțumiți pe farisei. n-a spus, băi, ucenicilor, luați-o mai încet că fețele bisericești astea de aici, așa, sunt cam supărate, hai să le respectăm, ăștia au sensibil la urechi, nu? Nu pot dormi noaptea dacă aud la armă mare. Hai să vorbim mai încet un pic. Și să le spus foarte clar, vă spun, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și pietrele o să strige. Tu nu scăpați de alarmă. De 2000 de ani strigă toate pietrele Ierusalimului, peste tot unde au umblat Mântuitorul. Și în fiecare zi parcă arheologii răstoarnă o altă piatră care vorbește. Un alt nume biblic, un alt, o altă dovadă istorică, o altă dovadă arheologică. De două mii de ani pietrele vorbesc. strigătare. tare. Dar fariseii tot arde urechi sunt, tot nervoși sunt. Și tot supărați rămân. La această sărbătoare ar trebui să ne întrebăm, suntem noi oare un ucenic adevărat? Sunt răscumpărat, sunt eliberat, mă conduce Domnul? Aud cuvântul lui Dumnezeu? Sunt interesat de el? Mă duc acolo unde mă trimite? Sunt în stare să ascult? Și să ascult tot până la capăt? Sunt gata să împărtășesc ce am eu cu alții și cu lucrarea lui Dumnezeu? Am buze și gură să proclam domnia lui Hristos și împărăția lui pe pământ, printre semenii mei, printre oamenii care, pentru care eu locuiesc? Sau nu? La această sărbătoare, ucenicii și-au dovedit clasa erau deja pregătiți să fie ucenici. Se apropia, de fapt, examenul final. Viorel a vorbit faine despre examen. Și examenul ăsta va veni foarte repede. Va veni vineri. Vineri noaptea, probabil, după ora 12. Primele ore ale zilei de vineri. Când vor pica unul după altul la examen, vor dormi când Hristos se roagă, vor fugi când îl vor aresta, se vor lepăda de el când vor fi întrebați, îl vor urma de departe și apoi când vor auzi că am înviat din morți, o să vor spune femeilor, <hântu -i> voi nu sunteți normale. Sărbătoarea e grozavă, așa e? Dar știți că după sărbătoare vine examenul. Să mulțumim Domnului pentru această zi de sărbătoare, știind că începând de astăzi, pentru Mântuitorul, a început săptămâna mare, plină de evenimente, cărora Biblia le acordă unul dintre cele mai mari spații majoritatea evangeliștilor, mai mult de o treime din scrierile lor le dedică acestei săptămâni mari, săptămâna mare. Mulțumim Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați venit să vă închinați cu noi în această zi și vă invit acum să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului să fim ucenici adevărați. Să ne rugăm, Domnule, să ne dea înțelepciune, să știm să auzim, să împlinim, să mergem, să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru o dimineață aceasta, îți mulțumim pentru harul care ne l-ai dat.